Vă reamintim că în noaptea de 15 spre 16 ianuarie acestui an, un tânăr de 19 ani din Craiova și-a pierdut viața în urma unei altercații în stradă. Incidentul a avut loc într-un cartier liniștit al orașului. În aceeași altercație, un alt tânăr, tot de 19 ani, prieten cu victima, a fost rănit. Cel care i-a înjunghiat pe cei doi a fugit de la locul faptei, dar a fost prins de oamenii legii în scurt timp. Cele două victime se aflau la o petrecere în cartierul Rovine din Craiova. Acolo era și o tânără de la care a plecat disputa. Se pare că de aceeași fată erau îndrăgostiți și cel ucis și autorul crimei. După un schimb de mesaje între cei doi pe o rețea de socializare, victimele s-au înțeles cu autorul să se întâlnească în fața blocului și să își dispute fata. Numai că la un moment dat s-a iscat o ceartă, tinerii s-au împins, s-au lovit, apoi unul dintre ei a scos un cuțit și l-a înjunghiat mortal în inimă pe iubitul tinerei. Autorul crimei a fost prins într-o jumătate de oră de oamenii legii, care au stabilit că este un doljan, aflat în stare avansată de ebrietate. Curtea de apel Craiova l-a condamnat definitiv pe tânăr la 14 ani după gratii pentru fapta comisă.